Apropiem de cuvântul lui Dumnezeu și în seara aceasta fratele Ionuț Haidu este împreună cu noi și spune ca Domnul să-l binecuvânteze. Vă invit să deschideți Biblia în Luca capitolul 21, versetul 1. Pagina în Biblie, 1017, Luca, capitolul 21, versetul 1. Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care și-aruncau darurile în visterie, a văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis, adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosuri lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Amin. Vă invit să reocupați locurile dumneavoastră. Un predicator predica odată. Și asta nu e lucru nou, ce să facă predicatorul, nu? N-a predicat de mult în biserică și când a prins amvonul, s-a ținut bine de el, amvonul de predicator, și a zis, mai rar, dar cu drag și cu amar, așa, stau mai mult. Era într-o duminică după masă, undeva la ora 6 după masa, programul era undeva până la 6:30, 6:40. La 6:30, biserica mai zicea din când în când amin, el tot înainte, dă înainte, cu cât ridici vocea, cu atât harul vine mai mult, asta e părerea, dar nu intrăm aici. Asta înseamnă că ai voce mai tare, asta înseamnă. Și la și 40 el nu se oprea, era numai la introducere și anunțase vreo 10 puncte. La ora 7 era tot pe val, biserica începea să strige amin, dorind aminul final, încă o dată, aminul final. Fratele se simte încurajat, e periculos și cu aminul ăsta la un dat. Și atunci zic, nu, predici o oră și totuși cu tine, asta e lucru mare. Și au mers undeva până la 7:30, toată biserica era în flăcării, toți ziceau numai amin, amin în continuu, la orice cuvânt al lui, și în sfârșit tot zis și el amin, și toată biserica într-un cor, mai unită ca niciodată,
și un oftat, așa, amin, ca la galerie, toți odată. Fratele, cum s-a terminat programul, a mers repede la ușă să dea mâna cu frații, cu surorile, toată lumea, știți, Domnul să te binecuvânteze, să mai vii pe la noi când o să te mai chemăm. Și surorile și frații, de unde ești, frate, ai predicat bine? A venit o soră și a zis, frate, zice, ai predicat dumnezeiește. Vă dați seama, o oră jumate, și înălțime, și mult, nu-i lucru mic ăsta. O da fratele mâna cu toți și pe cei care nu au vrut să dea mâna cu el, o mărți la el să dea mâna cu toți și când s-a terminat toată ieșirea aceasta fraților afară din biserică, în curte o prins-o pe sora din nou și o mers de el, soră, zice, o mers, soră, ce înseamnă predica asta dumnezeiască? M-a primit un compliment, nu te oprești la unul, trebuie să ai mai multe. Și sora, oarecum cu un așa umor personal, zice, frate, ai predicat lung cât îndurarea lui Dumnezeu și neînțeles ca iubirea Lui. Frate, seara aceasta, doar câteva gânduri, aș vrea să ne oprim, aș vrea să avem atenția concentrată asupra lui Dumnezeu, să ne dorim ca Dumnezeu să continue, de fapt, să se ocupe de noi. Atât de important e să știm că face Dumnezeu ceva cu viața noastră. Nu facem noi, nu-i lăsăm pe alții să facă, să știi că Dumnezeu s-a ocupat, să știi că Dumnezeu ți-a spus un cuvânt, să știi că Dumnezeu a fost acolo, asta e lucrul cel mai important. Harul, să știți, să-L aducem noi. Noi îl aducem pe Dumnezeu de acasă, noi aducem imaginea lui Dumnezeu aici, noi aducem trăirile de aici. O ușă nu schimbă nimic, o biserică mai mare, un număr nu schimbă nimic. Nu schimbă nimic în viața mea, nu schimbă în viața celorlalți, pentru că eu sunt chemat să umblu cu Dumnezeu, dar nu cu capul jos, ci cu capul sus, să fiu mândru că Dumnezeu vrea să umble și El cu mine. Eram într-o biserică odată și am intrat în biserică și a venit un frate cu un acordeon. Din prima s-au auzit două aleluia din spate. Atunci mi-am adus aminte că am avut un coleg care a mers la o biserică și aveau 13 acordeoane. Și ce înseamnă asta la Biserica Pentecostală? Har păstă har, vă spun eu. Ăsta de la o predică a ajuns la 5 predici în seara aceea, din harpă stă har. Nu un instrument face harul, să știți, nu o persoană, ci Dumnezeu e Cel care binecuvintează. Eram cu băiețelul meu, ăsta mai mare, feciorul ăsta mai mare, eram într-o biserică și eram acolo în spate și eram cu mai mulți frați în jurul meu și zice către mine lumea, dar tati, uite ce urât e omul ăsta, nenea ăsta. Vă dați seama atunci, tot m-am negrit ăștia în jur, m-au auzit, ce îl învăț eu de acasă, nu? Vă dați seama, imaginea familiei, foarte importantă. Și îl întreb pe ăsta, dar de ce, să mă scot cumva, speram să mă ajute, zic, dar de ce e urât nenea? Și m-a ajutat, îi mulțumesc că e aici. La care zice, tati, e urât că nu cântă, dar e urât. Drept e că omul nu cânta. Să știți că apropierea de Dumnezeu te face și mai frumos, amin? Mulțumesc pentru aminul puternic, că sunt numai la început, mai am o oră jumătate. Aici, atât de important e să înțelegem că e prezența lui Dumnezeu, dragii mei, aici. E oportunitatea Lui de a vorbi cu noi, dar mai mult e oportunitatea noastră de a vorbi cu El. Și dacă lauzi pe Dumnezeu, ești mai frumos și întinerești, că asta spune Biblia, că întinerești ca vulturul, dreptul că unii noi... Bărbații întinerim ca vulturul pleșuv, dar tot ca vulturii întinerim, asta e important. Și în fiecare zi, să știți, în fiecare moment, în fiecare program, e o oportunitate să ne apropiem de Dumnezeu mai mult, să fim mai fericiți, să ne simțim mai binecuvântați. Mă rog ca Dumnezeu să facă din noi oameni binecuvântați și suntem binecuvântați și să ne deschidă ochii să vedem că suntem binecuvântați. Ajunge Domnul în Ierusalim, momentul acela pregătirii, are momentul acela în care se roagă pentru cetate, prorocește sfârșitul cetății oarecum. Ajunge în templu, e reacția mulțimii acolo, curăță templu de oameni aceia care au făcut din casa lui Dumnezeu altceva decât ceea ce a vrut Dumnezeu, o casă de rugăciune, în casa prezenței Lui. Ajunge, după ce îi gonește, e cel care începe să vorbească acolo, să dea învățătură. Vedem reacția mulțimii și în toată această ultimă vizită a Domnului Ierusalim se oprește în dreptul unei întâmplări scurte, a unui act scurt, micuț. O văduvă, spune Biblia aici, o văduvă săracă, oarecum n-ai cum, nu?
văduvă săracă cu doi bănuți. Ajunge acolo în visteria templului, pune banii aceia acolo. Ajunge Domnul din poarta, din curtea neamurilor, în curtea femeilor, unde erau acele lădițe, oarecum în formă de trompete, de acele conuri în care, 13 conuri erau, în care oamenii veneau și puneau bănuți pentru diverse scopuri. Și ajunge Domnul și stă jos acolo, spune și Marcu și Luca, vorbește despre lucrul acesta, se uită și stă jos și dă învățătură, dar se uită, și în original cuvântul e în felul următor, se uita cum ofereau oamenii, nu cât ofereau oamenii, și aici e diferența. E Domnul, e Cel care se oprește la al optulea exemplu, care dă învățătura Lui, ultima Lui predică oarecum în templu, se oprește aici să vadă jertfă fiecăruia, oameni care erau pregătiți să vină la praznicul Paștelui, El în drumul spre jertfa supremă, se uită la oamenii aceștia cum dau, nu cât dau, ci cum oferă, unde e inima lor și unde e buzunarul lor, unde e viața lor și unde e dărnicia lor, unde e dependența de Dumnezeu și unde e oarecum acel duh al jumătății de parcele ținute pentru noi și jumătății în care mergem și zicem asta am dat totul, un fel de cercetare lăuntrică în care venim în prezența lui Dumnezeu și spunem, Doamne, așa cum sunt, vin la Tine. Problema e că uneori am venit și am postat altceva decât suntem în realitate și dacă suntem nervoși, trebuie să o recunoaștem și să spunem, da, Doamne, sunt nervos și supărat astăzi, îs trist, îs amărât, pentru că-s carne, nu? Și Dumnezeu ne înțelege, L-a înțeles și pe Iov, ne înțelege și pe noi, să știți astăzi. Nu L-a criticat Dumnezeu pe Iov niciodată pentru că Iov ce a spus, nu L-a criticat pentru asta. L-a lăsat să te descarce pentru că e un Dumnezeu care are răbdare cu noi, are timp pentru fiecare dintre noi și are leac pentru fiecare boală, pentru fiecare lacrimă, pentru fiecare răbufnire a noastră, dacă doriți. Și stă acolo Domnul Iisus Hristos și privește, vine femeia aceasta cu doi bănuți, e a 64-a parte dintr-un dinar roman, din munca unui om, un om pe zi. Și aia 64-a parte, vă dați seama câți bani avea femeia aceasta acasă. Și spune Biblia că a venit și a dat tot ce a avut ea. Bogații în ziua aceea au venit cu daruri și au rămas bogați mai departe. Au dat o parte din bogăția lor, dar femeia asta a venit și a dat totul financiar, a dat tot ce a avut ea și interesant e că abia atunci a început să aibă totul, pentru că a mers acasă cu Dumnezeu, un Dumnezeu care, părerea mea personală, e că Dumnezeu i-a purtat de grijă într-un mod special ca și la văduva aceea din Sarepta, pentru că nu avem un Dumnezeu care doar cere, ci un Dumnezeu care întâi oferă și după aia cere. Un Dumnezeu care poartă de grijă, nu un Dumnezeu care abia așteaptă să ne numere banii noștri cât aducem noi la casa lui Dumnezeu, cât facem noi în timpul nostru, ci un Dumnezeu care întâi, de a fi noi ceva, ne-a iubit întâi, spune Ioan, și acest Dumnezeu investește noi și pe urmă ne lasă pe noi ca în dragostea față de El să dăm cu mână largă, cu inimă deschisă și tot ce facem să facem ca pentru Dumnezeu, asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute ca tot ce facem noi, ca și femeia aceasta spune, chiar dacă dau totul, chiar dacă e ultimul meu timp, chiar dacă e concediul meu, chiar dacă e o urgență, renunț la totul pentru că știu că e scopul suprem, e lauda lui Dumnezeu în viața mea, renunț pentru El și abia atunci îl am pe El de tot, îl am pe El și abia atunci stăpânesc tot în viața mea. La un moment dat un păstor spunea că au făcut o sală, mama și copilul acolo, acvariu oarecum, acolo în care trebuia să meargă mămicile cu copii. Eu mai merg eu, deși tătice pot merge acolo, să știți. Cu copiii când fac gălăgie, când îi apucă pe ei harul, îi ducem acolo și la un moment dat fratele au investit foarte mulți bani în sala aceea. Plasmă, boxă, tot ce vrei, jucării. Și am întrebat-o pe o soră odată, soră, dar de ce nu mergi tu cu copilul acolo? La care zice sora drăguță, a zis, frate, zice, noi investim atât de mult în haine și să nu-i vadă nimeni. Investim atât de mult în copiii ăștia, în ștrumfii aceștia, atâția haine, atâția bani dăm pe haine și să nu vadă cineva că și-a luat o fustiță nouă, și-a luat papuși de lac, pruncul sau ceva, să nu vadă cineva lucrul ăsta. Dragii mei, bătălia între ce vrem noi, să ne laude Dumnezeu sau Dumnezeu să laude cu noi, sau noi să ne laudăm singuri sau alții să ne laude, e diferența aici. Aș vrea să privim la câteva lucruri pe care le învățăm de la femeia aceasta. O femeie, și am intitulat aceste câteva gânduri, când tot ce ai sunt doar doi lei. O femeie care și nu și-a trăit o viață de 2 lei, ci femeia aceasta care a trăit o viață cu 2 lei. Și o diferență aici. Sunt atâția bogați care își trăiesc o viață de 2 lei, de mizerii,
Și sunt atâția oameni care poate financiar nu au atâta, dar știu să trăiască cu cinste și cu onoare. O viață în care 2 lei rămân tot 2 lei, să știți, că dacă îi dai, ți dă Dumnezeu înapoi nu doar 2 lei, ci mult mai mult. Același principiu spuneam cu acel vas, cu unde lemnul și făina, nu se termină niciodată, pentru că dacă dai totul pentru el, și el va da totul pentru tine. Și dacă îți dai timp, își face și el timp pentru tine, dacă putem vorbi în acești termeni. Dacă noi oferim dragoste în Dumnezeu care ne dă tot ce dorim noi, și asta spune Biblia, pentru că Dumnezeu dă celui neprihănit tot ce își dorește el, pentru că cel neprihănit, tot ce își dorește Dumnezeu în viața lui, și de aici încolo nu mai contează nimic. Dacă primim ceva, primim, dacă nu, ne-e Dumnezeu suficient. Ne uităm la femeia aceasta și nu odată Domnul folosește imaginea aceasta vădului, o vedem pe o văduvă din Ain, în care își pierde oarecum singura speranță, acel copil, și aduce Dumnezeu înapoi, Iisus Hristos îi aduce copilul în viață. O vedem pe văduva aceea care o laudă Dumnezeu pentru stăruința ei la judecătorul acela nedrept și o laudă Dumnezeu. Laudă Dumnezeu tocmai pentru că această categorie specială în lumea iudaică, bărbatul era capul și era cea mai importantă persoană în casă. În momentul în care un bărbat muria în casă și rămânea nu odată, ci atâtea ori o văduvă cu copii, era sortită sărăciei și necazului. Aduceți-vă aminte în Vechiul Testament de văduva acelui proroc. Ajunge și vin oamenii și spun, dați-ne, dăm copiii tăi că ai datorii și trebuie să plătești cu ceva. Dacă ești sincer și dacă suntem sinceri cu Dumnezeu și în relația noastră cu Dumnezeu, ne va purta Dumnezeu de grijă și ne va umple El vasele acelea cu un de lemn, toate vasele pe care le avem acasă, ca să avem bani să trăim, și ne va purta El de grijă. Leaudă această categorie pentru că e o categorie specială. Spunea la un moment dat o femeie de 50 de ani care a rămas văduvă, la 66 de ani se apropie de un preot și spune, părinte, mi-a fost foarte greu, am avut niște dificultăți incredibile. Mă mir că le-am trecut, spune ea, dar vreau să vă spun că de când sunt văduvă, mă rog mult mai mult și mult mai bine. Poate că înainte, avându-l pe soțul meu alături, nu simțeam așa de tare nevoia de Dumnezeu, dar după aceea pot să vă spun că în orice greutate apelam la El. Și ea spune oarecum retoric, la cine să fie apelat? Înțelegeți? E o categorie specială atunci când, pentru că o văduvă întotdeauna, să știți, plânge mai mult. Nu mai are pe brațul cui să plângă și plânge mai mult în ea, plânge acasă mai mult și lacrimile sunt mai multe. O văduvă trăiește oarecum din ajutorul celorlalt și trăia atunci și parcă trăiește și astăzi. Să te ajute cineva, nu poți să duci o butelie până sus și ai nevoie de cineva să te ajute, nu? Trăiești, ești dependent oarecum de ceilalți. O văduvă e cea care are o inimă mai sensibilă, pentru că ea, de fapt, e mai sensibilă. Și întotdeauna ea știe ce înseamnă o ușă închisă în nas. O văduvă întotdeauna are o sumedenie de întrebări și întrebări grele. Voi reuși? Am 4 prunci, voi reuși să-i căsătoresc pe toți 4? Voi reuși să merg până sus? Voi reuși să-i cresc așa cum trebuie? Voi reuși? Și întrebări nu una o dată în an, nu, în fiecare zi. Voi reuși oare cu banii care am, banii puțini, să trăiesc și mâine și în fiecare zi? Spun lucrurile acestea pentru ca să privim situația foarte bine, pentru că aici, în spate, e o femeie care dă 2 bănuți, spuneam, 2 bănuți de aramă, cei mai micuți, oarecum, cei mai neînsemnați din Palestina în vremea aceea, și vin bogații cu daruri mari și zâmbesc, și cred că erau paparați și atunci să zâmbească, am dat, uite ce am dat eu. O zâmbit, ăsta e de Paști, anul acesta, data viitoare să fie mai mare. Și toată lumea, reporteri, toată lumea scrie, ce cât o da bogații, dar cât dau oamenii neînsemnați, oare se uită cineva? Și învățăm 3 lucruri simple după masa aceasta, dar importante pentru viața noastră. Poate când ne simțim de 2 lei și viața noastră e în modul acesta și nu mai simțim nădejde, când nu mai putem, când e necaz acasă, când e necaz la serviciu, când e necaz peste tot și nu mai e moment de răgaz și nu mai e moment în care să te poți opri, să de încurajare, când nu mai găsești o oază în viața aceasta numit pustie, ce faci atunci? Când totul sunt doar 2 lei, pe care nu poți să faci nimic cu ei până la urmă, nu poți să faci mare lucru, ce faci atunci? Atâția oameni își pun capăt zilelor, atâția oameni sunt cei care se încred în Dumnezeu mai mult,
în momentele acelea, ce categorie de oameni suntem noi astăzi, că nu mai putem, nu doar financiar, că nu mai poți cu soțul de acasă, că nu mai poți cu boala de acasă, nu mai poți cu acele lucruri care te znăruiesc nopțile și te fac să nu poți să dormi, acele gânduri în fiecare zi. Ce faci atunci? Ce facem atunci? De ce ne ancorăm, dragii mei, ca să mai existăm și să mai prindem putere să mergem, să ne dorim să trăim și mâine? Și vreau să vă dau 3 vești bune în seara asta. Vreau să vă dau 3 încurajări. Și prima încurajare sună în felul următor. Iisus ne vede așa cum suntem. Dacă ceilalți, nu știu câți au văzut pe femeia aceasta, pentru că pe ucenici au trebuit Domnul să le atragă atenția, v-ați văzut o femeia aceea? Și nu știu dacă au văzut-o sau nu. Dar Iisus te vede așa cum ești. Te vede așa cum ești în tristețea ta, în mărăciunea ta, în supărarea ta, te vede așa cum ești. Te vede, chiar dacă oamenii ceilalți nu te văd. Te vede și atunci când lucrurile parcă nu mai au niciun echilibru. Te vede Iisus și nu doar că te vede, ci o să vedem și reacția mai târziu. Dar primul lucru e că ești observat și nu te-a pierdut din ochi. Și asta e cel mai important. Atâtea ori am avut senzația că Dumnezeu ne-a uitat, nu-i așa? Am avut senzația că Dumnezeu a uitat de noi, am avut senzația că Dumnezeu ne-a scos din schemă, că Dumnezeu ne-a scos din plan, că Dumnezeu ne-a pierdut undeva pe traseu și parcă Dumnezeu ne-a uitat. Și am avut de atâtea ori în afacerile noastre, în problemele noastre, în încercările noastre, în ispitele noastre, senzația aceea că Dumnezeu nu-i mai cu noi. Dar vreau să vă dau vestea aceasta bună. Iisus ne vede oriunde am fi, oricum am fi, ne vede așa cum suntem. Te vede atunci când ești nedreptățit. În Genesa 16, Agar e în pustie și e nedreptățită de stăpână. Și merge de acasă, ajunge în pustie aceea și nu era vina ei că a rămas însărcinată, ea a ascultat doar de stăpânul, ea a ascultat de autoritatea din casa ei. Și te vede Dumnezeu și spune, nu, du-te înapoi, eu voi fi cu tine, vei naște un fiu. Și face Dumnezeu promisiuni și trimite Domnul Îngerul Lui. Când ești nedreptățit, n-o să, lăsați-L pe El să facă dreptate. Lăsați-L pe El să ne facă dreptate. Și dacă am face-o noi, ce-am câștigat până la urmă? Dar când îți face Dumnezeu dreptate, vede și cerul și pământul lucrul ăsta. Când ești nedreptățit, te vede Dumnezeu. Chiar dacă nu-i corect și viața asta nu-i dreaptă uneori, dar te vede Dumnezeu și echilibrează El lucrurile la timpul potrivit. Și aduce El balanța înapoi la timpul potrivit. Dar important e să lăsăm să o aducă El, că atunci cu adevărat vom fi binecuvântați. Și pricina noastră o apără El, pentru că Iov spune un lucru atât de frumos celor prietenilor lui și nu doar prietenii aceia sunt convins că l-au judecat pe Iov, ci atâția oameni au spus, eu știu și cred că răscumpărătorul meu e viu și El într-o zi îmi va apăra mie pricina. Pentru că eu vorbesc cu Dumnezeul acesta atunci când ești nedreptățit. Te vede Dumnezeu, te vede atunci când nu ești apreciat. Când a văzut, spune în Geneza 29:31, când a văzut că Leia nu era iubită, a făcut-o să aibă copii, pe când Rahela era stearpă și Iacov iubea doar pe Rahela, nu? Și când ești nedreptățită și când parcă copiii nu mai zic cu mulțumesc și nici soțul nu mai zice, nici mai știi ce înseamnă un compliment în partea lui, când toate lucrurile astea și parcă totul se răcește și totul e altceva, când ești, nu ești apreciat și nu ești apreciată, să știi că Dumnezeu îți face dreptate și te apreciază El mai mult. Și schimbă El inimi de piatră dacă trebuie. Dar Dumnezeu care te vede și atunci, că sunt momente grele, când nu te simți apreciat, te subestimezi, când te compari cu alții, vine Dumnezeu și îți dă El valoare, că valoarea, dragii mei, ține de ceea ce avem în inima noastră, că l-avem pe El, nu ceea ce putem să facem noi, ci să lăsăm pe El să ne dea El valoare și să înțelegem că valoarea noastră e atât de mare cât îl lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în viața noastră. Ne vede Dumnezeu atunci când trecem prin probleme. Ne vede când suntem triști, amărâți și când avem nevoie disperată de El. Ne vede și atunci. O femeie, spune Biblia în Matei capitolul 9, de 12 ani că îl căuta o soluție la problema ei. Și nici un remediu și banii se duceau și medicii ridicau tariful și prețurile erau din ce în ce mai scumpe și totul era odată peste cap grozav. Și femeia aceasta nu mai avea nimic decât o boală care s-a agravat în fiecare zi mai mult. Și când a venit la Domnul Iisus Hristos, nu știu de ce a venit în spatele Lui și s-a atins, oarecum a furat binecuvântarea aceea, vindecarea aceea, dar Domnul se întoarce și putea să o critice, așa-i?
Putea să spună, auzi, femeie, tu ești o necurată acum și te-ai atins de mine. Cum îți permiți lucrul ăsta? Mă faci de rușine aici, în toți. Eu sunt învățător, tu ai uitat asta? Și doar atât îi spune acestei femei, îndrăznește, fiică, credința ta te-a tămăduit. Atunci când suntem disperați, atunci când îl căutăm pe Dumnezeu, să știți că Dumnezeu ne vede. Și doar că ne vede, în al doilea rând, avem un Dumnezeu care ne numără jertfele fiecăruia dintre noi. A văzut acei doi bănuți. Nu s-a uitat Domnul la bogat și a zis, uite cât o da bogatul ăla, uite, nu. A văzut femeia aceea pentru că, dincolo de jertfe, e important motivația din spate. Dincolo de ceea ce face, important e cui facem și pentru cine. Pentru cine facem. Și apoi nu mai discutăm de procente. Dacă începem să discutăm de procente, înseamnă că ne-am uitat scopul a ceea ce facem în fiecare zi. Dacă ne iubești pe Hristos, nu mai există procente, așa-i? Te bucuri de fiecare părtășie, te bucuri de fiecare rugăciune, te bucuri de fiecare cântare, te bucuri de tot. Pentru că știi că totul e dat din partea Lui ca un dar pentru fiecare dintre noi. Schopenhauer, acest filozof idealist german, trăiește în Danzig, în Germania, merge în Hamburg, taică l-a luat cu el când s-au mutat în Anglia. Și aici, în Anglia, omul acesta începe să lucreze cu Hegel și ei doi, atât de mândru era Schopenhauer de ceea ce este el și ce poate să facă el, încât când avea prelegeri, Hegel imediat își punea și el într-o altă sală, aceeași oră, prelegeri lui. Bine, totdeauna avea sala goală, nu prea a avut succes cu toate lucrurile astea, dar omul ăsta a spus câteva lucruri frumoase și aș vrea să vă citesc. Spunea el, majoritatea oamenilor în loc să aspire către bine, sunt însetați de fericire, strălucire și stabilitate, fiind asemenea unor actori care vor să joace întotdeauna roluri mari, strălucite și nobile, ne dându-ți seama că mai important este nu ce și nu cât joci, ci cum joci. Și omul acesta a mai spus un lucru frumos la bătrânețe, nu există o mângâiere mai mare decât conștiința faptului că toate puterile din tinerețe au fost depuse într-o lucrare care nu îmbătrânește niciodată. Un om care înțelege în mândria lui că, de fapt, tot ce facem noi va trebui să facem pentru eternitate, nu pentru lumea aceasta. Și abia atunci lucrurile se schimbă, dragii mei. Abia atunci slujirea noastră primește sens și are sens. Și are rezonanță și are impact și impactăm pe oameni din jurul nostru. Un Iisus care ne numără jertfele, un Iisus care ne numără firul de păr, un Iisus care ne numără timpul care stăm în prezența Lui, pentru că spune Biblia așa frumos, nu? O zi în curțile Domnului sunt mai mult, dar ține, e mult mai important o zi, mult mai important decât o mie în altă parte. Un Iisus care ne urmărește paharul acela de apă rece, care ne costă să-L facem rece, contabilizează Dumnezeu sacrificiul acela, bunătatea noastră de a oferi, contabilizează Dumnezeu tot, să știți, chiar dacă nu răsplătește imediat, chiar dacă nu vine cu imediat cu răsplata, el sunt notate toate și într-o zi te vei întreba, cum oare Dumnezeu m-a binecuvântat? Știți cum? Pentru că Dumnezeu e cel mai bun contabil al Universului. Un Dumnezeu care în fiecare zi contabilizează fiecare lacrimă, fiecare sentiment, fiecare dezamăgire pe care am luat-o atunci când am luptat pentru cauza nobilă, pentru spiritualitate, pentru ceea ce înseamnă Dumnezeu în viața noastră și în viața altora. Am fost dezamăgiți de atâtea ori, am fost bajocoriți de atâtea ori, am fost cuipați de atâtea ori. Contabilizează Dumnezeu toate aceste lucruri și într-o zi, nu știm când, pentru că El face la vremea Lui orice lucru frumos. Contabilizează Dumnezeu totul, să știți. Dacă numărat acei doi bănuți, ne numără și bănișorii noștri, ne numără cât am lăsat acasă și cât am dat, ne numără tot ce am făcut pentru El, fiecare litru de motorină, fiecare timp, fiecare moment de pregătire, îl contabilizează Dumnezeu și într-o zi ne va răsplăti mult mai mult, mult mai mult decât am fi câștigat dacă timpul acela am fi mers la lucru, am fi făcut alte lucruri. Și aș vrea să închei în seara aceasta, nu doar cu ideea aceasta și încurajarea aceasta că Iisus ne vede așa cum suntem, nu doar cu faptul că El e interesat de ce facem noi și ne numără jertfele noastre, ne numără tot ce facem în dezamăgirile noastre, ne numără luptele noastre, mai face ceva frumos. Un Dumnezeu care se laudă cu noi. Uitați-vă ce face cu femeia aceasta. Adevărat vă spun, spune, această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți și o laudă și o laudă în fața ucenicilor și o dă ca o pildă și interesant e că de milioane de ani, mii de oameni, ani de-a rândul, oamenii s-au uitat la femeia aceasta și au spus, ce femeie pe care Dumnezeu a lăudat-o. O femeie care trăiește în anonimat, o văduvă, nu știm dacă a fost bătrână sau nu,
dar știm că a fost săracă. Și a venit care a dat în anonimat, și-a pus viața, și-a pus viitorul pe altar și a spus, Doamne, de aici încolo, fă ce vrei Tu cu mine. Asta, tot ce am eu îți dau, tot ce sunt eu, că eu tot, oricum banii ăștia nu pot să fac nimic. Ți-i dau ție să faci tu ceva în viața mea cu ei. Și sunt convins că Dumnezeu i-a purtat de grijă, spuneam, dar ea e exemplu în ziua ce. E al 8-lea exemplu din Luca, aici din ultima predică a Domnului, ultima poposire în Ierusalim, în care ucenicii au învățat de la femeia aceasta. Se laudă cu noi atunci când avem credință. Se laudă Dumnezeu atunci cu noi când dăm totul, când avem îndrăzneală. Se laudă cu noi atunci când avem îndrăzneala aia să mergi până la El, să nu te oprești până te întâlnești cu El, să mergi în casa lui Simon. Și interesant e că femeia aceea plânge acolo și o face pentru că vrea să se întâlnească neapărat cu Iisus. Ce e frumos e că când Domnul vorbește, nu vorbește cu ea la început, ci Simon se uită, zice, dar știi în mintea lui, dar ar fi măcar învățător, ar ști ce fel de femeie e aceasta, așa-i? Prejudecățile atâtor oameni astăzi. Și Domnul spune, Simon, hai să spun ceva. Femeia aceasta de când am venit, uite ce a făcut, așa-i? Am intrat în casa ta și nu mi-ai dat nici sărutare, nici nu mi-ai spus la picioare, nu ai făcut ce trebuia să faci pentru un oaspete oarecare, n-ai făcut pentru mine. Și întrebarea pentru noi în seara asta este, oare de ce cere Dumnezeu lucrul ăsta? De ce îi spune lui Simon, Simone, tu n-ai făcut asta pentru mine, știți de ce? Pentru că, dragii mei, ai intrat în casa noastră de aceea. N-ai intrat în casa vecinilor noștri, n-ai intrat în casa celorlalți, am intrat în casa mea, mi-a rezolvat problema mea, necazul meu, m-a ridicat pe mine, m-a mângâiat pe mine, El m-a ajutat să trec orice obstacol, nu? El a fost în bucurie și necazul alături de mine. De asta cere Dumnezeu și de asta spune, de asta vrea să se laude cu noi în ceea ce facem, pentru că și El investește noi în fiecare zi. De asta așteaptă din partea noastră să spui, Doamne, uite, îți mulțumesc că ai făcut lucrul ăsta. Mă laud și eu cu Tine. Interesant și paradoxal în același timp e că Dumnezeu se laudă cu noi și noi nu ne laudăm cu El, așa-i? De atâtea ori am fost pe tramvai și veneam de la școală și cu atâția cu elevi și când vorbeau despre toate celelalte lucruri, despre meci, vorbeau cu voce tare, să audă toată lumea ce știu ei. Și mai era test, ăsta e defect profesional. Eu imediat introduceam pe Dumnezeu în discuție, nu neapărat că eram mai mult mai pohâi ca ei, dar introduceam să văd cum reacționează oamenii aceștia. Și într-o dată știți că au făcut așa o tăcere, știi, frate, zice, și Dumnezeu ne-a ajutat, dar foarte încet. Până atunci, tot tramvaiul știa ce știau ei. Toată strigau, să spărea vadmanul, accelerarea asta în continuu, nu știa ce revoluție în spate. Ei, dragii mei, de atâtea ori Dumnezeu se laudă cu noi și nouă ne este rușine, așa-i? Se laudă Dumnezeu cu noi așa cum suntem, să știți. Nu trebuie să ajungem la un statut încât de aici încolo aș merita să se laude Dumnezeu cu mine, nu. Și ar vrea să închei cu o întâmplare frumoasă. Spune eu că un tată avea doi fii și la un moment dat un fiu a zis, tată, te rog frumos să-mi dai ce mi se cuvine. Dă-mi partea mea de avere, faci ce știi, nu mă interesează, te împrumuți de la bancă, vinzi, dar dă-mi acum, dă-mi ce mi se cuvine. Și dacă am împărțit și vite și am împărțit și tot tatăl în ziua aceea, am anetizat copilul ăsta, tot ce a reușit taică s-o îmbătăturile lui o vândut totul, nu și-a făcut un SRL, nu l-a făcut pe taică s-o mai mândru, a luat toți banii, a zis, tată, mă duc să mă distrez, mă duc să trăiesc cu adevărat, că acela timp a fost dezastru până acum, am lucrat în continuu, mă duc să mă simt bine. Au mers într-o țară îndepărtată, ca nu cumva vreodată să dea vreo rudă de el, au mers în țara aceea îndepărtată, a ajuns la porci, după ce a cheltuit totul. Interesant e aici că vorbim despre un evreu, dragii mei, da? Porci erau priviți ca necurați, animale necurate. Și omul acesta ajunge sub nivelul porcilor, pentru că nici măcar nu putea să stea la meniul zilei a porcilor împreună cu ei, ci el avea altceva, el avea doar resturi, dacă mai prindea ceva, porcii-s porci. Și atunci, omul acesta ajunge sub nivelul acesta. Știți când se întoarce acest copil acasă? Se întoarce acasă când miroase insuportabil la porci, că nu mai rezistă, că nu mai suportă viața lui. Am încercat atâția oameni să-i pocăim noi, dar nu. Știți când se vor întoarce, când vor mirosi insuportabil? Și o zic că nu mai vreau eu să trăiesc, trebuie să fac ceva cu viața mea. Și oamenii aceștia îl caută pe Dumnezeu și vine băiatul ăsta acasă. Și spuneam că Dumnezeu se laudă cu noi așa cum suntem.
Un tată care așteaptă activ, îl așteaptă, când îl vede de departe, tatăl acesta aleargă la el, îl îmbrățișează, așa mirosind la porci, îl sărută și îi spune, și ce spune slugilor? Nu spune nimic rău de copilul acesta, ci doar se laudă cu el. Acest fiu al meu, acest fiu al meu. Și faceți tot ce avem mai bun în casa asta pentru copilul meu. Asta face Dumnezeu cu noi, dragii mei. Mirosind de porci, amărâți, triști, venim la El, dar avem un Dumnezeu care ne îmbrățișează așa cum suntem. Nu ne așteaptă să fim vrednici de laudă, ci doar se laudă cu noi. Se laudă cu noi așa cum suntem, ne primește așa cum suntem, dar nu ne lasă așa cum suntem. Dumnezeu care ne îmbrățișează pe toți, un Dumnezeu care ne numără bănișorii noștri, un Dumnezeu care ne numără timpul nostru, un Dumnezeu care ne vede în mulțime, în anonimatul nostru, ne vede Dumnezeu și ne va răsplăti Dumnezeu. De asta vorbește Domnul despre cămăruț, un Dumnezeu care îți răsplătește tot în ascuns, dacă faci o faptă în anonimat, în ascuns. Face Dumnezeu toate aceste lucruri pentru noi, pentru că vrea să se laude și se laudă cu noi, să știți. Aș vrea să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să ne lăudăm și noi cu El mai mult. Avem un Dumnezeu care ne observă, stătea jos și dădea învățătură și în timp ce dădea învățătură l-a văzut-o pe femeia aceea. Ne-a văzut și pe noi atunci când avem, când nu te vezi de probleme, când nu te vezi de necazuri, să știi că te vede Dumnezeu. Te vede Dumnezeu și lucrează El la problemele tale. Și nu doar că te vede, ci contabilizează fiecare lucru pe care îl faci pentru El. Fiecare timp nu-i pierdut, dragii mei, e câștigat pentru eternitate. Și tot ce facem, facem pentru a ne lăuda cu Dumnezeul nostru. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe toți de aici. Nu doar bănuții aceia, ci întreaga noastră viață, să-mi, Doamne, tot ce sunt eu, sunt al Tău, că fără Tine oricum nu pot să fac nimic. Și recunosc astăzi că mă pun eu pe altar. Și jertfa dintre o jertfă moartă și una vie, diferența dintre ele, jertfa moartă e luată și pusă de, nu? De om, de închinător pe altar și a prins lemnele și vedem dacă e primită sau nu e primită. Dar jertfa vie face altceva. Jertfa vie vine, se dezbracă, își dă jos haina și urcă treaptă după treaptă, se urcă singură pe altar și spune, Doamne, te rog, dă Tu foc acum, pentru că tot ce sunt eu, tot ce fac eu, viitorul meu, trecutul meu, prezentul meu, vreau să fie o ofrandă, să fie o jertfă de bun miros pentru ceea ce ești Tu, nu doar în viața mea, în viața celor de lângă mine. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute să fim jertfe vii. Amin.